Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi ne distrăm împreună, vorbim despre parfumuri noi intrate în colecția mea în ultima perioadă. Pe unele le-am testat, pe unele le-am descoperit și eu acum. Însă, înainte de toate, spuneți-mi și voi ce parfumuri au mai intrat în colecția voastră, pentru că sunt tare curioasă să discutăm despre parfumuri în comentarii și dacă aveți dintre cele pe care o să le vedeți astăzi, spuneți-mi și mie cum vi se par. Și haideți să începem cu un parfum pe care l-am descoperit și eu acum, recent, și este vorba despre Fendi Palazzo. Palazzo, exact așa, așa se pronunță în italiană, Palazzo. Este un parfum citric, floral, lemnos și cremos și foarte elegant și sofisticat. Are și o sticlă frumoasă. Haide să îl dăm pe... Mă induce în eroare sticla pentru că ea are desenul acesta aici. Și de fapt asta este fața, de asta este și atomizorul întors, pentru că, da, Doamne cât de bine miroase. Deci, este un parfum sofisticat, elegant, plin, dens, nu este un parfum citric transparent, nu este un floral ușor, este un parfum dens și bogat. Și miroase a femeie dichisită, a femeie aranjată, a femeie frumoasă, încrezătoare și bogată. Ce să vedeți? Exact așa miroase a femeie bogată. Și avem ca și note în deschidere, avem flori, nu flori, în deschidere avem citrice și piper. Dar el de la început este un parfum plin. Doamne, cât de bine miroase! E pudrat, este un parfum pudrat, cremos, lemnos. În mijloc avem flori, avem floare de portocal african, iasomie și trandafir. Și da, este un parfum în care floarea de portocal este foarte bine în evidență. Și în bază avem santal, lemn de guaiac și patchouli. Este o bază caldă, elegantă, lemnoasă, cumva cremoasă, este foarte cremoasă. De fapt, cremozitatea asta însoțește parfumul de la început. Și v-am zis, miroase a femeie frumoasă, dichisită, aranjată, încrezătoare, puternică și toate cele. Este un parfum sofisticat și superb, superb, superb. Nu știu dacă se mai găsește acest parfum, dar este minunat. Minunat! Și trecem la următorul, care și el miroase a femeie bogată și vorbim despre Chanel numărul 19 Pudre. Un parfum pe care eu l-am testat, nu mai țin minte cum l-am perceput atunci, dar acum pot să spun că mi se pare absolut perfect, perfect, perfect. Aici vorbim despre un parfum foarte pudrat, foarte pudrat, cu mult iris, cu o bază caldă. Vai, ce pulverizator are, uitați-vă. Perfect, perfect, perfect. În parfumul acesta irisul predomină. Da, predomină irisul, dar avem o deschidere în care se simt florile galbene, nu simt neroli sau mandarină, nu. Se are un miros de ceva care poate să te ducă cu gândul la o plastilină din aceea veche. Mirosea foarte bine, apropo, dar totuși destul de parfumat, adică nu este ceva ciudat sau ceva neplăcut. Apoi își intră în rol irisul, care este minunat, minunat, și se dezvoltă frumos,
se simte tonca la un moment dat, este un parfum care te îmbracă pur și simplu, te îmbracă, mi se pare un parfum pudrat, care are un iz de vechi, dar mi se pare modern totodată. Deci, este foarte frumos acest parfum, mi se pare foarte delicat, foarte feminin. Din nou, este un parfum care miroase a femeie frumoasă, a femeie puternică, modernă, bogată, dacă vreți așa, a mătușa bogată din America. Tot am eu gluma asta cu parfumurile de la Chanel și chiar e frumos. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Mi se pare că este cumva în zona aia de maturitate olfactivă. Este un parfum matur, la fel cum este și cel de la Fendi. E minunat. O să mai discutăm despre ele cu siguranță. O să le port, o să le analizez mai mult și mai discutăm. Și a intrat în colecția mea și la Petit Rom Noir varianta asta mititică, care este foarte frumoasă, îmi place mult sticla. Eu mai am varianta, cred că de, nu știu, mare, 75 sau 100, nu știu exact, mai am puțin în ea. Poate că o să renunț la aceea și o să rămân cu aceasta, că nu este un parfum care să mi se potrivească 100%, dar vedeți că parfumurile... că preferințele se schimbă destul de des și oricum este un parfum care se dezvoltă foarte frumos. Deschiderea este un pic buzi, este un pic, mă duce în zona de vișinată, dar se transformă și devine din ce în ce mai frumos și oricum este un parfum care vreau să fie în colecția mea și pe care chiar vreau să-l port și vreau să mă bucur mai mult de el decât am făcut-o până acum. Sticla asta micuță este foarte, foarte frumoasă. Îmi plac sticlele mici, la fel este și la Chanel. Este perfectă și la Chanel. Îmi place și mai mult aceea de 35 de ml. Aceasta are 50. Un alt parfum pe care îl mai am în colecție, dar îl am într-o variantă foarte mică, este acest Obsession de la Calvin Klein. Este o apă de parfum care va fi foarte potrivită în viitorul apropiat. Este un parfum spicy, cald, este un parfum condimentat bine și ambrat, dulce, condimentat și îmi place mult sticla. Deci mi se pare că sticla asta, nu știu, are ceva aparte. Forma ei poate, sticla asta este altfel și pe el îl încadrez la parfumuri ieftine și bune, chiar se găsește la un preț destul de bun și îmi place în perioada rece, este un parfum bun, este un parfum persistent, puternic și care chiar se găsește la un preț mic, e super, super bun acesta și o să-l folosesc în perioada rece. Următorul parfum este unul pe care vreau să vi-l prezint și să vedeți o sticlă deosebită, o sticlă veche. Nici nu știu când, ia să vedem când a fost lansat acest parfum. Cu siguranță nu se mai găsește. Este lansat în 2002 și a fost făcut de Anne Filippo. Da, Lalique Tendre Kiss. Uitați-vă ce sticlă drăguță are. Și este un cuplu aici în mijloc. Dar voiam să vă arăt și vouă altceva. Acesta este un parfum foarte piperat. Foarte piperat. Are piper roz, are fructe, licii și merișoare. În mijloc avem piper roz, trandafir și nutmeg, iar în bază avem lavdanum, santal și vanilie. I-am dat eu așa un nas și mi s-a părut că miroase, nu pot să zic că deschiderea este super juicy, super fructată și așa, dar miroase foarte bine a piper în combinație cu acel trandafir. Este mai mult un parfum de colecție, nu neapărat un parfum care să mă dea pe spate și să vreau să-l port.
dar îmi place sticla, este foarte drăguță, este ceva ce nu prea am văzut și na, știți că îmi plac. Îmi plac și aceste parfumuri pe care le iau pentru colecție, deși o să vedeți că vreau să fac niște schimbări și o să vin cu un video în curând despre asta. Trecem la următorul parfum de la Fragonard de această dată și este vorba despre Étoile, care înseamnă stea, din ce am înțeles eu. Și da, aici avem un parfum mai proaspăt. Este și el un parfum care se deschide cu citrice, cu măr, cu ghimbir. El chiar este un parfum super proaspăt așa și răcoritor. Apoi avem flori, gardenie, iasomie și mărgăritar, iar în bază avem cedru, mosc și ambră. Acesta este un floral ceva mai transparent, un floral mai ușor, un parfum de vară, foarte elegant, foarte feminin și după cum vedeți, sticlele astea seamănă cu cele de la, Montal. Acesta este lansat în 2019 și să știți că miroase a citrice în deschidere, apoi se dezvoltă foarte frumos, foarte frumos. Foarte feminin, un parfum ușor, plăcut, pe care cu siguranță o să îl port în această vară. Vedeți că etichetele lor sunt din hârtie și se fac destul de urâte. Eu mai am parfumuri de la Fragonard și îmi plac. Nu știu cum persistă el, dar o să vă mai povestesc despre el. Este foarte frumos, foarte frumos, proaspăt, proaspăt. Și trecem mai departe la acest parfum care pare că este pus într-un portofel din acela pentru ochelari, pentru ochelari de soare, dar nu, este un parfum de la Alexandre J, un parfum oriental și opulent, totul este opulent la acest parfum. Uitați-vă ce sticlă are. Încă nu are toate brizurile la el. Avem aici și o cărticică, ia să vă arăt, cu toate parfumurile acestea. Super tentante, super tentante. Și când mă uitam pe la clipuri, am avut impresia tot timpul că sticla nu are aceste chestii care sunt elastice. Nu mi se pare ceva... O să le dau jos, dacă mă înțelegeți. Nu le văd rostul. Asta de aici mai e cum mai e. Dar astea, oricum, ele sunt... Când vine parfumul, sunt date toate jos. Ia să vedem cum vine și fără ele. Mai bine, nu? Da. E o sticlă pe opulență, dar îl strică foarte mult chestiile astea elastice, nu le văd nici rostul, nici nu îl văd estetic. Wow! Este o sticlă grea, este o sticlă frumușică. Frumușică, aș spune. Este frumoasă așa, simplă. Și... ca și note, avem notele chiar aici. Lămâie și bergamotă în deschidere, avem în mijloc violetă, paciuli și trandafir și în bază avem ambră și mosc. Ambră și mosc, dar din ce am văzut eu, trandafirul turcesc predomină și îl regăsim și în bază. Dar ce-mi place foarte mult este că acest trandafir este foarte finuț și deși vedem această sticlă și prezentarea lui și cutia asta, ai zice că este un parfum super strong, nu atât de dus în zona feminină, ai putea să te gândești că este un parfum pentru bărbați, dar nu, este un parfum unisex. Este un parfum ce bine arată sticla pe alb, pe fundal alb, chiar arată foarte bine. Um,
îmi place că este un trandafir finuț. Finuț, dar totuși este un trandafir, un trandafir arabesc, dacă pot să-i zic așa. Este un parfum frumos per total, este un parfum proaspăt, curat, finuț și super seducător, așa-l văd. Chiar e frumos, e foarte frumos. Din nou, un parfum unisex, poate fi purtat de către oricine. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Netare d'Ambra Eau de Parfum de la Helan. Helan Genova. Eu am mai avut un parfum cu rodie de la acest brand. Nu știu ce casă este aceasta. Probabil că din ce am văzut eu, Helan ar fi o farmacie sau este vândut de un grup din acesta. Poate că se găsește în farmacii, habar nu am. Nu știu. Nu știu, dar am făcut rost de acesta și este un parfum ambrat, are în deschidere ambră și vanilie de bourbon, în mijloc avem heliotrop și tuberoză, iar în bază avem din nou ambră, patchouli și lemn de santal. Un parfum cald și dulce, vanilat, foarte vanilat. Ambră și vanilie de bourbon avem în deschidere. Nu este atât de cremos în deschidere, dar pare și un pic condimentat, nu știu de la ce este. Mijlocul este plin de flori, heliotrop și tuberoză, nu pot să zic că am simțit florile astea, dar este un parfum vanilat, ambrat. Nu simt florile, dar o să-l port și o să-l analizez mai bine, oricum nu o să vă dau prea multe detalii despre el, pentru că știu că nu-l găsiți. Așa că v-am povestit doar că a intrat în colecția mea. Acestea au fost parfumurile care au intrat în colecția mea în ultima perioadă. O să revin cu impresii despre acestea în clipurile mele de parfumurile săptămânii, în clipul acela în care vin cu impresii despre parfumurile pe care le port și veți primi acolo recenzii pe scurt. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați și un like și să apăsați pe clopoțel să fiți notificați atunci când vin cu un video nou. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!